Informații despre starea medicului erou rănit grav în incendiul devastator de la ATI Piatra Neamț, în urma căruia au murit 12 persoane. Medicul Cătălin Denciu este tratat la un spital militar din Belgia. Cum evoluează starea lui, ne spune colega mea Carla Atanasie. Carla, te ascultăm. Starea de sănătate a medicului este stabilă în acest moment, face în continuare dializă, medicii îi toaletează zilnic arsurile și face tratament. Este important că a rămas stabil în toată această perioadă, se află la Spitalul Militar din Belgia de 5 zile. Știm că a fost transferat acolo în urma incendiului din terapie intensivă de la Spitalul Județean Piatra Neamț. A intrat în secție încercând să stingă incendiul și să salveze alți pacienți. Din păcate însă nu a reușit acest lucru. Combinezonul, echipamentul de protecție pe care îl purta, a luat foc pe el și în cele din urmă a ajuns în această stare gravă. Primele îngrijiri medicale mi le-au acordat colegii lui de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, după care a fost transferat cu un avion militar la București, la Spitalul Sorească. A fost făcut acolo o evaluare de către medici și au decis că poate să fie transferat la Spitalul Militar din Belgia. Autoritățile la acel moment au luat legătura imediat cu acest spital pentru a facilita transferul, pentru că aici are cele mai mari șanse să își revină. Carla, vestea este cât se poate de bună că este în stare stabilă, având în vedere că arsurile sunt pe cât? O suprafață de peste 70% din corp? Da, arsurile sunt o suprafață de 75% din suprafața corpului, iar în momentul în care medicii de la Floreasca au decis că trebuie transferat, suspectau că are arsuri și la nivelul căilor respiratorii, ceea ce îi îngreuna foarte mult starea de sănătate. Însă, așa cum spuneam, a rezistat în această perioadă, iar starea lui a rămas stabilă, face dializă. Știm că la început i-a fost făcut și un test COVID la Spitalul Floreasca, a ieșit pozitiv, însă acest test i-a fost repetat în Belgia și este negativ. Medicul a fost infectat la începutul pandemiei. Avem speranța că se va întoarce cu bine în țară. Mulțumesc tare mult pentru informații, Carla Atanasie.